Au, ce mă bucur să vă revăd. Bine că ai revenit. Alături de băieții tăi, bineînțeles, de care nu te desparți. Da, băieții de la Fresh Skills. Ca de fiecare dată, ei sunt alături de mine. Ultima dată când ai venit alături de noi, ai dovedit nu numai că porți noroc celor de acasă, dar și că tu erai plin de noroc în momentul respectiv, pentru că te-ai calificat în semifinală la Eurovision, ceea ce ți-ai dorit. Da, am ajuns. Am ajuns cu We Are One în a doua semifinală. Mai departe nu am mers în finală, asta este, nu e nicio problemă. Ne-am simțit foarte bine anul ăsta. Acum am venit la voi cu o piesă nouă, Fresh. Se numește Pijamaua ta. Da? Am venit să furăm prima de cuiva. Da, e o piesă destul de dinamică, a prins destul de bine, sperăm să intre și în topuri. Și am zis, de ce să nu veni și la voi? Pentru că doar sunteți prietenii noștri, nu? Și loteria ne poartă noroc. Așa este și așa va fi în continuare. Cum se întâmplă succesul cu piesa până acum pe radio? Am văzut că e destul de promovată. Da, e spre bine. Cred că oamenii niciodată nu sunt suficient de mulțumiți, nu? Mm-hmm. Mai ales noi artiștii vrem tot timpul mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Ce te nemulțumește? Nu știu, probabil că o să fie într-un heavy rotation, atunci o să fiu super mega mulțumită. Nici nu am pretenții, nu? Și nici măcar n-ai venit în pijamale ca să ne arăți cam mi-am cum luat e. Pijamalele astea. Am zis că poate să mă la un moment dat niște pijamale. Aici skepsisul, că de fapt nu e chiar sensul propriu sau nu, e mesajul cântecului este altul. Este altul, da, cum subînțeles. Da. O să pregătim ceva, avem un plan, dar nu spunem pentru că vrem să fie o surpriză, să fie ceva mai wow. Uh-huh. Toți fanii mei avem noutatea site-ului leticia.ro. Piesa Leticia, scrisă da, așa se scrie, Leticia. Leticia, da, .ro. Piesa scrisă de That's Right Music Production. Muncim, facem, pregătim That's pentru right. Toamnă, avem concerte. Este dușul tău mai mișcat să văd lumea dacă s-a citat o jai pe mână. E o chestie nouă. Acolo, pijama mea. Nu, nu, nu. Scrie No Music, No Life. E un tatuaj nou, pentru că tot vorbeam noi în culise despre el. Mă reprezintă, fără muzică nu există viață. Foarte frumos și eu propun să ascultăm cea mai recentă piesă. Și aș mai adăuga Music is No Life. Da, ar merge și așa. Corect, și așa e. Baftă cu piesa și să vii la noi mai cu hituri. Să fie, să fie. Vă ascultăm. Aș vrea să-mi